Revenim în jurnal cu o informație de ultimă oră. Un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pus capăt zilelor în parcul din drumul Taberei. Acesta s-ar fi aruncat de pe pod, iar în urma impactului nu a supraviețuit. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar în ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a mai putut fi salvat. Cornel Chitucea e la fața locului și vine cu mai multe detalii. Bună seara, Cornel, ce știi? Da, bună seara, Andreea. Tânărul are 19 ani, potrivit unui comunicat emis chiar acum de către cei de la Poliția Capitalei. Din ce am reușit să aflu până la această oră, tânărul de 19 ani s-a aruncat de pe podul din centrul parcului și a căzut cumva cu partea capului pe o suprafață de ciment. De aici și faptul că nu a supraviețuit. Bineînțeles, au fost alertate autoritățile, secția 25 de poliție a fost sesizată, iar la fața locului s-a deplasat și medicii care au încercat să-i acorde tânărului primul ajutor. Am văzut și medici cu defibrilator, însă, din păcate, tânărul nu a răspuns manevrelor făcute de medici și a fost declarat decesul acestuia. Îi văd chiar acum pe părinții tânărului, care, bineînțeles, sunt dărâmați de această întâmplare. E important să le spunem celor care ne privesc la această oră faptul că tânărul s-a aruncat de pe acest pod din parc. Nu știm dacă pur și simplu a fost o decizie în direcția unei sinucideri sau pur și simplu a vrut să sară din distracție, sau vom vedea ce se va întâmpla, ce ne vor spune polițiștii capitale în condițiile în care la această oră se fac în continuare măsurători. Trupul nesuflețit al bărbatului urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Astăzi am mai văzut un caz în sectorul 6, tot informație emisă de Poliția Capitalei despre faptul că o fată din sectorul 6 ar fi amenințat cu sinuciderea într-un apartament, însă ea a fost întoarsă din drumul ei. Revenind la cazul din sectorul 6, în continuare se fac aici verificări la fața locului. Sunt polițiști, dar și specialiști de la medicină legală care fac măsurători. Zona în care a avut loc incidentul este împrejmuită, iar oamenii, bineînțeles, nu au voie să treacă de această delimitare făcută de autorități. Mulțumesc foarte mult!